Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor din cadrul postului de poliție comunal Yewood, au depistat luni un autovehicul căutat de autoritățile judiciare din Marea Britanie. Autoturismul urmărit din data de 24 mai a fost găsit la un yewoodean. Verificările efectuate până în acest moment au relevat că bărbatul a achiziționat autovehiculul în valoare de 17.000 de euro prin intermediul unei rude din Anglia. Până la finalizarea cercetărilor, autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de tăinuire și continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.